cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață cu cafea, cu cabluri încurcate pe aici, pentru că ne-am grăbit să ajungem rapid la locul faptei și cu, cum se spunea pe vremuri, stuchit la furcă, adică dorință de a vorbi în emisiune după ziua de ieri în care s-a întâlnit Toma Caragiu și cu Anda Călugăreanu în emisiune într-un schimb de replici apropo de poziția gondolierului. Știți că se spunea, striga Anda Călugăreanu la Toma Caragiu, care juca rolul unui italian venit pe litoral: Giovanni, așa, e... Ieri a fost și la noi Giovanni în emisiune. Iona Saftei vorbea cu Giovanni de la Bari. Giovanni, unde ai plecat și ne-ai lăsat cu spitalul nefăcut, cu drumuri, cu alea, cu alea? Ei, pentru că după emisiune am primit mai multe telefoane, am zis să continuăm cumva emisiunea asta cu doi consilieri județeni, nu din arcul, să-i spunem, guvernamental local, și din opoziția locală, să vedem ce se întâmplă în Consiliul Județean nou, după plecarea, după auto-expulzarea domnului Ionel Arsene din fața legilor române, care sunt foarte permisive și probabil că vom avea surpriza prin noiembrie încolo să ne reîntâlnim cu domnul Arsene în poziții oficiale în statul român. Eu sunt pesimist. Pesimist pentru statul român, optimist pentru domnul Arsene. Deci, invitații de astăzi, domnul Valentin Stavarache, consilier județean PNL, bună dimineața. Bună dimineața. Și domnul Laurențiu Crețu. Bună dimineața, bine v-am găsit. Nu mă lăsa să spun ce consilier sunteți. Consilier județean. Consilier județean USR provenit din Plus, din câte țin eu minte, poate mă înșel. Așa este. Sunt așa este. Alianță, USR și Plus. Da, așa. Sunt singurul reprezentant al Partidului Plus, din postul Plus, și ceilalți trei colegi ai mei sunt provenind din cadrul USR. Așa. Bun. Deci, provocare. Adevăr și provocare era vorba aia, nu? Jocul ăla. Provocare. Ce s-a schimbat în Consiliul Județean Neamț? Vorbesc de instituția pe care o reprezentați, nu de cealaltă instituție, vis-a-vis de relația executiv personal administrativ, și mă refer la cei din funcționari, și dumneavoastră, consilierii județeni. Și vă rog. Eu o să vă spun cum percep eu personal, pentru că am problemă de chestii și personală. Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat mai nimic. În sensul că puterea guvernamentală, cu studiul locală, cu puterea noastră, au aceleași obiceiuri. Adică, orice îi trece prin cap, pun pe hârtie și trec prin Consiliul Județean fără a se dezbate, fără a discuta pe marginea celor proiecte. Bineînțeles că colegilor de alianță votează și trec proiectele pe repede înainte de multe ori. Cel mai rău e că nu putem avea o dezbatere corectă, în sensul că argumentată și să vedem exact dacă tot ce se propune chiar e în regulă. Noi cumva suntem doar informați de activitatea lor. Mai mult de atât, ce să vă spun? Și modul în care se discută chiar în timpul ședinței și la diverse, mai ales că nu avem voie să fim la diverse, e un mod așa, cumva de la, consider că la o înălțime și noi suntem cumva mai jos. Eu m-am scurat de modul în care suntem persifați sau așa, cumva, la mișto. La mișto, exact. Ești ce să... Eu am și spus că deodată mă mai enervez. Ultima dată s-a înnervat Laurențiu mai mult ca mine. Și am spus, eu nu s-a angajat cu dumneavoastră. Adică mă confund, că confundă situația. De acolo suntem într-un for legislativ și ar trebui să dezbatem problemele județului. Ceea ce nu se întâmplă. Nu se întâmplă nici în ședințele pe comisii, nu? Nu, ședințele comisiei sunt ceva de râs, așa. Eu i-am solicitat domnului Pușcașu, care e pe celălalt comisie de care fac eu parte, bă, nu știu, nu știu, acolo, nu, la comisia bugetă, și acum se mai nou patrimoniu, se mai numește, chema denumirea, și dânsii prin regulamentul Consiliului Județean au
puterea, să zic așa, să sune mai interesant, de a stabili modul în care se fac ședințele comisiei, online sau fizic. Legea dă voie să optez între aceste două variante. Domnul Pușcașu, săracul, i-am solicitat să facă fizic. Nu face fizic, dar domnul Pușcașu, bănuiesc că este îndrăgostit de digitalizare. Dânsul este probabil da, specialist în digitalizare. Pe și... Pe online, săracu, stăteam în sala de plen, pentru că nu putea să intre online. E corect. Și nu este doar eu. Mi-aduc aminte un moment foarte haios, apropo de aceste ședințe. Nici eu nu m-am născut învățat cu Zoom-ul, însă făcând parte din ianuarie 2019 din Partidul Plus, în majoritatea ședințelor pe care le țineam din nivel național, făcând parte din organizația județeană, le țineam pe Zoom. Când a venit pandemia, un moment foarte hilar în care, la una din ședințele online, domnul președinte a fost foarte supărat și a luat o poziție foarte severă asupra doamnei secretar general, din cauza că atunci când se vorbea, apăreau microfoanele celor care vorbesc, apar în primul cadru. Și el a atras atenția doamnei Soroceanu să nu mai apară cei care vorbesc, să apară doar el pe neștiind că aplicația, în general, există un soft, poți modifica softul, dar softul inițial pe care ți se dezvoltă această aplicație este ca cel care folosește microfonul în cadrul Zoom-ului să apară în prim plan. Și el la una din ședințe a fost foarte supărat și a atras atenția doamnei secretar că se nu se mai întâmplă așa ceva. Păi mi se pare absolut normal. Deci unul este unul și el trebuie să fie peste tot. Trebuie să fie în fața mențenilor mei. Eu, ca să completeze la urmă, din informațiile mele, că mai vorbim și cu colegii din partea altă, chiar dacă sunt noi suntem în opoziție, așa, off the record, cum zic. La o cafea vă mai întâlniți. Așa mai vorbim. Eu am fost cumva mai deschis și am solicitat și am propus să facem ședințe hibrid, adică ce puțin cel de plen, da? Pentru reprezentativitate, în sensul că suntem 34 de consilieri plus președintele, dacă lipsesc 2-3 pentru a fi cât mai mult să luăm cea mai bună decizie în majoritate, așa să zicem, cei care sunt plecați din diverse motive, au o problemă sau sunt în concediu, efectiv, pot intra online. Cum se mai practică și prin alte județe, chiar la capitală. Deci, nu se vrea. Deci, acolo este efectiv un mod de lucru cum vrei, nu altfel. Bun. Acum, plecarea lui Arsene, teoretic, ar fi trebuit să mai îndulcească niște relații. S-au îndulcit sau nu s-au îndulcit? Nu, poate dacă mai dau 3-4 persoane după el, să îndulcea. Nominalizați, vă rog. Aici nu-i nominalizați, știți dumneavoastră foarte bine. Sunt anumite persoane care, cred că și iau mai multe hotărâri decât domnul Pușcașu, de exemplu, președinte. Domnul Pușcașu este un om inteligent. Știu, eu am tot. Deci domnul Pușcașu este un om inteligent și care are niște principii. Ce nu pot eu să înțeleg este cum niște oameni inteligenți, că mai sunt pe acolo. Și domnul Scurel e destul de pregătit. Bine, el e cu excavatorul, cum se cheamă. Au oameni și ei care au experiență. Da, dar nu discut de asta. Aici el e și cu poezia, el e și cu tehnica, el e cu toate, cu troleibuzul, cu apa servu, cu... Nu, eu altceva nu înțeleg. Cum un om ca Pușcașul, care are niște cunoștințe, care are niște... De, poate să devină atât de disciplinat în cadrul partidului încât să ridice mâna la toate tâmpenile. Asta nu pot să o pricep. Asta nu pot să o pricep. Și asta este problema lor. Și care lor. E miza, pentru că, de exemplu, spre deosebire de alți colegi care au fost unși, să zic așa, în ghilimele, în sensul că, dacă luăm așa, din arcul guvernamental, să mă repet, cum a spus dumneavoastră, unii consilieri rețeni, toți au fost. Unii sunt directori pe la departamentul de ocrotire a animalelor mai nou, unii pe la Drupu, unii pe la... Care e la ocrotire a animalelor? Cum îl cheamă? Vornicul, nu? Cum îl cheamă? Vornicul, de la Pro-România, sau dacă e, nu știu dacă mai e Pro-România efectiv. Adică, Madalina este consilierea președintelui... Adică, s-au împărțit niște sinecuri ca să voteze, să fie sigură conducerea Consiliului Județean că vor vota, că nu vor avea rateuri. Bun, întrebare. Dacă se schimbă lucrurile, putem asista și din partea PNL, USR la aceeași modalitate de lucru? Dacă nu ați voie să vă răspund. Vă rog. Nu s-a schimbat nimic până acum în Consiliul Județean Neamț și nu știu, nu văd, nu întrezăresc nimic, nicio oportunitate din partea nimănui să schimbe ceva. În primul rând, eu consider că
În acest moment avem cea mai slabă conducere pe care am văzut-o până acum în Consiliul Județean Neamț. Cu toate astea, ei sunt foarte disciplinați și nu se iese din cuvântul partidului în arcul guvernamental. Bun. Din cuvântul partidului sau din cuvântul PSD, șefului? Președintele de Consiliul Județean. Eu n-am vorbit aici de PSD și de președintele Consiliului Județean. Eu am vorbit de cuvântul șefului. Eu nu fac referire așa departe, haideți să rămânem la județul, să nu facem referire până la bare. În general, văd oameni care din arcul guvernamental care vin la mine și mă fericită pentru ceea ce sunt și spun că și lor le-ar place să fie ca mine. Însă, îmi explică diverse situații, sunt absolut sinecule de care vorbea până acum Valentin Stavarache, colegul meu de la PNL. Având în vedere aceste sinecuri, ei nu pot mișca în front. Sunt oameni care dacă ar mișca în front, ar avea foarte mult de pierdut. În primul rând, din punct de vedere financiar, material, vorbim. Eu văd acolo oameni care au, de la PSD, care au 5 sau 6 mandate, sau nu știu, chiar 7 mandate, dacă nu mă înșel, are cineva, și am rămas foarte... Mandate de consilier. De ce nu a ajuns pe mandate de, de consilier. De ce nu a ajuns pe o funcție de vicepreședinte în acest caz, având în vedere că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Acum, dacă mă pun în locul fostului președinte și ar veni acel consilier la mine și mi-ar atrage atenția, doamne, dar eu am 5 mandate sau am 6 mandate, de ce nu aduci pe unul aproximativ aproape de pe stradă și pui acolo și nu mă pui pe mine, care am 5 mandate, 6 mandate, am experiență, sunt o persoană în vârstă, am făcut parte în permanență din acest partid. De ce? Pentru că salariul dânsului și indemnizația, salariul soției, salariul fiicei, toate acestea acumulate în interiorul, hai să spunem, aparatelor tehnice sau în interiorul instituțiilor subordonate, Consiliul Județean, dau mai mult decât un salariu de vicepreședinte. Deci trebuie să personal primează asta idee. Și sunt acolo destul de mulți, să știți. Dacă îi luați așa bucată pe fiecare, sunt destul de mulți. Niciodată nu au fost așa de mulți ca acum cu interese personale. Dacă vă uitați să vedeți cât se abțin la anumite proiecte, bani de buget, vă dați seama de acolo, în primul rând. Bun. Dar haideți să urlăm lucrurile astea. Păi da, să știu și să văd cu... Dar nu, da. Deci să le urlăm în fiecare zi. Păi noi le urlăm în fiecare zi, în fiecare ședință și în fiecare presă, în fiecare ziar sau în fiecare emisiune. Bun. Acum, și asta cu urlatul este o problemă. Eu am asistat la ședințe, știți că mă uit la ședințe și... Na. Eu am observat un lucru. Pe măsură ce cuvântul celor din executiv, gen președinte, se mai domolește din când în când, crește în volum, cum să vă spun eu, poziția celor care sunt pe funcții administrative. Adică nu mai vorbește Arsene și dă de pereți cu consilierii. Se ridică doamna Vasiliu sau se ridică... Sau doamna Soroceanu. Bine, la doamna Soroceanu știm sigur că ea se ridică tot timpul. Da, deci nu e o problemă. Într-adevăr, eu ați observat bine, de când s-a schimbat președintele, la anumite explicații sau când sunt lucruri de discutat la diverse, domnul Asaf te-i dă cuvântul celor drept. Ceea ce noi n-ar fi rău în mod normal, pentru că cei care fac proiecte și așa, ar trebui să vină să explice în ședințele de comisii, nu online, în ședințele normale. Asta vreau să punctez. Păi cum ne face ședința online? Cum ar fi eu acum să stau toată ziua pe Messenger, pe WhatsApp, cum se cheamă, să stau să vorbesc cu doamna Olimpia Adam, să cer solicitările astea în scris pe WhatsApp? Adică cum ar trebui? Că fizic nu pot să mă duc la Consiliul Județean să o chem de la etaj să coboare și să stăm de vorbă. Deci, e penibil ce se întâmplă. Deci ei știu cum se întâmplă comisiile, ei știu că nu putem comunica și totuși îmi bagă până în gură când am avut o solicitare la... Haideți atunci să facem așa. Haideți să spunem că acest for numit Consiliu Județean nu își îndeplinește obiectivele pentru care au fost ales. Păi eu n-am ales-o. Eu n-am votat pentru doamna Vasiliu, nici pentru doamna Mona sau pentru doamna Olimpia sau pentru domnul Conachi, nici pentru domnul, că ei sunt funcționari. Eu n-am votat pentru ei. Și atunci ei nu sunt șefii Consiliului Județean. Ei trebuie să vină să dea seama în Consiliul Județean, nu să pună la punct consilierii în ședințe.
De foarte multe ori observ că dânsii sunt foarte bine pregătiți și, într-adevăr, încearcă să respecte legea sau chiar o respectă. Însă eu ceea ce am reproșat de foarte multe ori este faptul că ei învârt legea sau acea zonă din lege care îți dă voie să manevreze într-un anumit teritoriu, să o învârte pe după stâlp, să iasă tot timpul în favoarea lor. Nu mai urmă cum folosești legea. Totuși mi se bagă chestia argumentul ăsta, mai ales doamna Soroceanu, sincer să fiu, că este legal, este legal. Păi și comisiile sunt legal făcute pe WhatsApp, că ordonanța de urgență dată în pandemie nu s-a abrogat. Clar, putem face ședințe online, dar moral... Nu, eficient. Eficient, cum da? Eficient. Asta este discuția. Păi eu acum, la modul serios, dacă stau, dar discutam înainte de emisiune, ați găsit astea pe masă la dumneavoastră, da. Strategia județeană privind dezvoltarea accelerată a serviciilor comunitare de utilități publice, care a fost la vot, da? A fost la vot. Eu stau și mă întreb cum a fost dezbătută asta pe comisie online, care câteva sute de pagini e plină de date, de cifre, de angajamente pe care le ia județul, pentru că prin această strategie îți asumi un angajament pe baza căruia te dezvolți. Și eu stau și sunt curios. Cum se face treaba asta? Păi asta pot să spun că este strategia funcționărească privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare, nu strategia votată de... Adică, votată este, dar nu știu dacă și înțeleasă, însușită de consilieri. Exact. Aveți dreptate și eu, noi v-am relatat cum se întâmplă. Deci nu poți să ai o dezbatere efectivă în Consiliul Județean. Nici la comisii, nici în plen. Ați văzut, am solicitat punctual pentru trei proiecte de pe un an de zi, să discutăm înainte de a se vota proiectele. Dar, doamne, poate colegii din alte comisii nu știu despre ceva, pentru că noi pe comisii nu avem toate proiectele. Da? Deci din 21 de proiecte poți să ai 15, poți să ai 10, poți să... Unele comisii au mai puține. La urbanism nici nu cred că jumătate nu au. În general, pe Comisia de Buget Finanțe, marea majoritate apar aici, marea majoritate a proiectelor. Și pe sunt toate ceea ce vrea să spună domnul Valentin Stavarache. Dați-mi voie să admir pe cei de la Primăria Piatra-Neamț, pe care îi aud, consilierii locali de la Primăria Piatra-Neamț, pe care îi aud că s-au întâlnit ca să dezbată anumite proiecte pe o anumită comisie. Chiar dacă, nu știu, din 5 sau din 6 cât fac parte dintr-o anumită comisie, nu reușesc să ajungă toți. Dar măcar sunt 3 sau 4 care într-adevăr își dau interesul și încearcă să rezolve problemele unei comunități. La noi ceea ce se întâmplă pe WhatsApp, în care niciodată nimeni din arcul guvernamental sau din putere nu a pus niciodată nici măcar o abținere sau să pună o singură dată o întrebare sau să încerce să formuleze un amendament. În 2 ani de zile de când sunt eu acolo, 2 ani și puțin, nu am văzut nici măcar un amendament sau o abținere din partea celor din partea Consiliului Județean din putere. Adică toate proiectele au fost perfecte, da. Chiar dacă s-a dovedit că unele dintre ele erau greșite. Repet, ceea ce am spus și mai înainte. De ce să-mi aprind paie în cap dacă eu am alte sinecuri în anumite instituții sau în anumite instituții în general subordonate Consiliul Județean? De ce să pun întrebări? Dacă aș pune întrebări, voi fi executați și voi dispărea din acea locație. Acum, doi la mână, dacă eu nu am întrebări, la ce să mai citesc acele proiecte pe care mi le bagă propriul meu partid sub nas? Sau aparatul tehnic? Nu a inventat nimeni apa caldă în Consiliul Județean Neamț, în afară de porțile Neamțului și de ținutul de la Târgu Neamț. Da, nu s-a inventat apa caldă. Toate proiectele vin dinspre aparate. Adică nu sunt inițiative de un proiect acum nemai văzut, nemai întâlnit, câteodată mai suntem acuzați că nu facem. În toate județele, m-am uitat, 90% din proiecte sunt inițiate de președinte. 99%. Dar nu, asta așa este, că sunt inițiate de președinte. Deci, dar asta nu înseamnă că e bine. Nu e bine. Asta nu înseamnă că e bine. Chiar dacă sunt proiecte, nu știu, venite la unerea și la vicepreședinților, de multe ori tot președintele inițiază. Păi e chestia cu microfonul. Exact. De ce se apară... Se apară acolo pe zonă. Problema este că ajungem la momentul alegerilor în 2024. Adică să dăm un exemplu, 2020, da? Eu am propus pentru nemțenii mei și am trecut 7.489 de proiecte. Tu, domnul Crețu, Gheorghe, cum îmi spune doamna secretar, câte proiecte ai depus sau câte ai făcut? Unul sau niciunul sau depinde, suntem în opoziție. Dacă mergi la aparatul tehnic să-mi pui niște întrebări sau să dezbați, de exemplu, eu de foarte multe ori am încercat și am propus, dar în văzul tuturor am încercat să spun, haideți să reușim să facem acea de redistribuire de bani, de finanțe, să o facem din anumite puncte de vedere.
Pe baza unor criterii. Pe baza unor criterii. Criteriile ar fi, cum ar fi, contributivitate, cum ar fi număr de locuitori, cum ar fi suprafață și așa mai departe. Și, într-adevăr, ajunge și la partea cu proiecte europene sau urgența sau volumul de finanțare de care un primar are nevoie asupra celor de finanțe pentru a-și duce la îndeplinirea acele proiecte. Însă, în permanență mi s-a pus pumnul în gură că nu este legal ceea ce cer eu, deoarece acele redistribuiri de bani se fac pentru echilibrarea bugetelor din întreg teritoriul unui UAT județunează, la un exemplu. Păi și atunci, dacă se fac așa, la unii cum poți da zero și la alții deloc? În 2024, dacă... Păi nu, le-a dat 100 de lei, de foarte multe ori le dă 100 și... Nu, ceea ce a spus, îmi aduc aminte în mandatul celălalt, când eu nu eram consilier județean, a fost la una din ședințele de consiliu județean, în care au venit aproximativ 20 de primari de la PNL. Și știți ce a spus domnul Arsen? A venit să se plângă că nu obțin finanțare și că le dă foarte puțin, că le dă 100 de lei, 100 de mii. Și a spus, da, voi când erați înainte, ați dat zero. Acum ajungem din nou la momentul 2024. Dacă se schimbă puterea. Asta am întrebat. Facem în permanență la fel. Haideți să vă spun. Aici e o chestie, eu pot să înțeleg că nu pot să dea tot tipul mult. Dacă am împărțit suma aia bugetară, aia 6% din TVA și asta, ar veni undeva, am făcut un calcul odată, 270.000 pe fiecare OAT. Ceea ce nu pentru Piatra, pentru Roman sau alte comune mai mari, nu este echitabil vis-a-vis de o comună de 1.000 locuitori. Dar, într-adevăr, ar trebui niște criterii în funcție de proiecte care le au în desfășurare. Batem apa în piuă. Avem o sumă, da? Hai să spunem de la început. Dăm 50% în funcție de numărul de locuitori, nu știu ce, restul de 50% e ca la finanțările nerambursabile. Hai să vedem ce proiecte sunt. Ce atâta... Discrepanța foarte mare există între Târgu Neamț și Piatra Neamț foarte multe ori. Adică dacă la Piatra Neamț s-a dat 1 leu, la Târgu Neamț s-a dat 10 lei. De foarte multe ori am pus întrebare. Păi da, oare primarul ăsta din Piatra Neamț nu are proiecte? Nu necesită de cofinanțare? Noi nu avem, noi în Piatra Neamț nu avem cofinanțare sau nu trimitem bani mai departe pentru buget? De ce se face această discriminare între Piatra Neamț și Târgu Neamț? De multe ori de caz. Pentru că s-a putut. Deci, pentru că erau primari PSD. Pentru că culoarea roșie. Eu avem ce au informații, aveam la un moment dat, erau premiați după scorul electoral. De exemplu, Comuna Oniceni, care luau bani mai mult decât lua Târgu Neamțul. Da, pentru că ei erau întotdeauna cu 80 și ceva, exact. 90% la vot. Ceea ce face, eu cred, informația noastră. Comune de mediul rural a mai fost pe Pirigu, care dacă ne grumăzești, Oniceni grumăzești. În ultimele dări în plata a unor bugete, Pirigu vedem că își ia foarte mulți bani. Acum, să știți un lucru, să știți un lucru, apropo de Pipirig, păi Pipirigul pe PNRR, a reușit, pentru că acolo, pe lângă faptul că primești bani, primarul chiar face treabă la Pipirig. Da, e primar liberal. Da. Ceea ce vreau să spun, nu știu. Că este liberal. Eu nu știu, deci... Indiferent că un primar este liberal sau este PSD. No, orice om care își vede de treaba lui și lucrează pentru comunitate este într-adevăr acum... de felicitat. Și există oameni foarte buni și în PSD, cu toate că ei acum noi suntem în opoziție față de PSD. Există oameni foarte buni, însă nu sunt lăsați să ajungă acolo. Bun, haideți acum să ne întoarcem la ședința care a avut loc zilele trecute, da? A fost o ședință mai altfel, adică mai lungă. Mai cu discuții. Da, colegul care a fost acolo a și spus, domnul Stavarache are dreptate, trebuie discutate proiectele, nu după ce s-au votat, că atunci te duci acasă și zici, bă, dar de ce mai vorbesc discuții? Trebuie discutate înainte de vot. Bun, trebuiau discutate, are dreptate și asta, bă, discutăm în comisii. Păi dar cum discutăm în comisii dacă sunt online? Și atunci... De ce a fost, hai să-i spunem, zavera asta acolo la diverse? Ce s-a întâmplat? De unde a fost această izbucnire? Eu n-am putut să renunț efectiv la discuția pe marginea celor proiecte care am vrut să discut înainte de a se vota fiecare în parte și am început cu fiecare, am luat-o așa. Primul, cel mai important din proiectul pe care din punct de vedere era acel proiect numărul 4, cel cu abandonarea efectivă a proiectului, cel de... cu fluide și cu aer condiționat și tot ce trebuia. Proiectul de la spital. Este al doilea mare proiect la spital abandonat. Da, stați ca să nu uit, vreau să vă spun, mai este un proiect de 14 milioane de euro pentru construirea efectivă a unui corp nou, care dă și tot așa altfel în stand-by, în ideea în care l-ar muta pe locația noului spital. Ceea ce are un pic de logică. Doar în contextul care face spitalul. Că altfel, dacă nu, poate rămânem și cu ăsta pe lângă. Adică, trebuie să avem grijă. Bun, ideea este, ai un proiect cu bani finanțat. Ai un
proiect finanțat. Renunți. Cum renunți? De ce? Care e modalitatea? Că eu cred, și am spus-o ieri cu foarte multă seriozitate, că dacă am împușcat pe unii pentru genocid împotriva poporului român, eu cred că ar trebui să ne punem problema și aici, nu știu, pentru că eu nu pot să vorbesc de unul sau de o persoană, eu vorbesc de instituții. Cum s-a ajuns să renunțăm la proiectul de dezvoltare a UPU? Dom'le, UPU este esențial în spital și noi am renunțat la UPU. Pe ce motive? Eu nici acum nu mi-am dat seama de ce s-a renunțat la UPU, poate îmi spuneți dumneavoastră. Și de ce s-a renunțat la asta cu fluidele? Poate îmi spuneți dumneavoastră. De poate multe ori ajunge să renunțăm la proiecte pentru că aparatele tehnice decis sau conducerea PSD sau conducerea Consiliului Județean Neamț ajung la concluzia că nu reușim să ne încadrăm în termenul proiectului și de foarte multe ori constructorii mai cer o anumită prelungire a execuției lucrării respective. În general, deci asta a fost la proiectul cu fluidele. Aceasta a fost motivația care ne-a apărut în proiect. Nu, asta a fost una de motivații pentru care se pare reală. Doar în spatele acestei motivații sunt cu totul alte motive. Nu știu care sunt cele mai reale sau nu. La cel cu UPU nu mai am acum amintirea foarte clară să vă spun exact cum am fost la UPU, dar la acesta, mai recent, cel cu fluidele și cu ventilația pentru ce era ATI, a fost foarte simplu, efectiv, ghidul și finanțarea elaborată. Am avut prilejul să vorbesc cu o persoană care a lucrat efectiv la întocmirea ghidului de la minister și asta și a zis că a fost creat efectiv pentru spitalele care au avut incendiile alea nenorocite în timpul pandemiei. Și pentru a se reface acele zone de ATI să aibă spitalele, atunci s-a elaborat s-a creat această zonă de finanțare. La Neamț, din câte am fost eu informat și ce am mai citit și am găsit informații, motivele efective au fost că noi ne-am încurcat singuri unii. Acum nu știu dacă a fost efectiv incompetență sau reavoință. Și aici e discuție. Adică departamentul tehnic a primit solicitare în sensul ăsta să renunțăm sau efectiv nu și-au dat seama și au scris greșit. Pentru că cea mai importantă condiție de acolo era avizarea ISU, pe care finanțatorul nu a solicitat-o. Și noi cei la CJ, adică departamentul, a pus Noi, când vorbim despre ISU și autorizarea ISU în clădirea spitalului, convorbim discuții. Convorbim discuții. Toată lumea știe convorbim discuții. Înseamnă că cineva a căutat un pretext ca să oprească un proiect. Deci, ori reavoință, ori incompetență. Asta l-am spus. Eu nu știu asta să vă... Domnul Valentin Stavarache, domnul Laurențiu Crețu, eu țin minte așa, că în momentul în care a fost anunțat proiectul Reabilitare, Modernizare, Extindere și Dotare Unitate Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Facebook-ul s-a crăcănat, s-a dat într-o parte de câte mesaje și așa vom face și vom drege. Deci au venit specialiști, cum era melodia aia, specialiștii au venit, au măsurat și soluții importante tuturor au dat. Și ni s-a spus, domne, gata, UPU, vom face, vom drege. După care, și asta era prin 2018? 2019? Păi să mă ierte cel din Bari. Păi de atunci UPU ăsta trebuia să zbârnâie. Care au fost motivele pentru care s-a renunțat la UPU? Și aici, cu tot respectul, eu, dacă eram în Consiliul Județean, făceam precum unul în Senatul Romei, știți? Pe vremuri. Mă ridicam în picioare în fiecare ședință și spuneam așa, și cu cartaginezii ce facem? Cu UPU ce facem? În fiecare ședință, la fiecare proiect, mă ridicam în picioare până când ori mă dădea afară pe regulament, ori se ridica toată lumea și făcea la fel. Adică, dom'le, UPU este un atentat la siguranța și sănătatea populației. Fluidele, că lumea spune ce fluide, un rahat fluide. Nu, acolo erau niște lucruri foarte importante pentru județ. E un proiect
Important. Păi, să-mi fie cu iertare, eu m-am cam săturat. Dumneavoastră nu v-ați săturat? Ne-am săturat și am mai fost și alte. Am mai fost și pe pediatria cu probleme, am mai fost la oncologie. Nu, că ajungem și acolo. Ajungem și acolo. Toate la spital sunt probleme, nu știu cum se întâmplă. Avem oncologia. Este o crimă ce se întâmplă acum. Este o crimă fără încadrare juridică. Fără încadrare penală. Este o crimă. Pediatria este o crimă care se întâmplă de ani de zile. Cu ce, cu a cui complicitate se întâmplă lucrurile astea? Cu a mea? Nu, aici eu am spus, am mai spus și în alte rânduri, am mai fost discuțiile astea și am spus că cumva acolo, nu știu dacă chiar premeditat, dar vă dați seama, unul dintre argumente și motive pentru acest proiect cu fluide a fost că consultantul nu a fost serios și așa a reușit foarte greu să ne luăm documentația înapoi. Asta am început, doamna Olivia, dar dați voie puțin, vă rog frumos. Așa, dar nu, vreau să termin fraza. Și apoi, aceeași chestie a fost și la pediatrie și la oncologie. Constructorul a fost neserios. Păi, cine e unii, ce domnule Băbănescu pe aceștia? Păi, nu știu. Deci, păi, aici e o discuție. Dacă îmi dați voie, noi vorbim despre proiectul cu fluide. Dați-mi voie să citesc întreg numele proiectului. Reabilitare, modernizare, extindere, infrastructură de fluide medicale și, atenție, instalații electrice, instalații de ventilație și climatizare pentru creșterea securității la incendiu în cadrul SJU Piatra Neamț. Adică noi, dacă stăm și vorbim despre fluide, cei care ne privesc nu prea își dau seama despre importanța și caracteristica acestui mare proiect. Iar în motivația în care ne este retras acest proiect, se spune că dacă proiectul nu este finalizat până la data de 31.12.2023, toate cheltuielile efectuate după această dată vor fi suportate de către Consiliul Județean Neamț. Și aceasta este temerea, că noi facem, vom avea niște cheltuieli efectiv reduse până în 2023, sfârșitul anului, și după 2023, adică acele cheltuieli neeligibile, devenind neeligibile, vor fi majoritatea sau o proporție foarte, foarte mare de cheltuieli în cadrul acestui proiect. Asta e un motiv ca să poată fi acesta credibil. Este motivul pe care noi l-am primit în mapă. Dar, doamna Olimpia, dar m-am mai zis motive. Deci v-am pus mai înainte ăsta cu consultantul. Ulterior, condiție mai era, până la data prezentului, trebuiau trași de acolo undeva la 20% din valoarea proiectului. Ceea ce nu s-a întâmplat, iarăși. Iar cea mai importantă, v-am zis care a fost. Noi am condiționat toate lucrările și astea de aviz ISO, noi de la Consiliul Județean. Ceea ce rentatorul nu solicitase. Astea cu termenul, eu cred că e ca să fie așa mai ușor de digerat pentru cei de lume. Bun. Ce se poate face? Adică dumneavoastră, vreau să discut ceva cu dumneavoastră. De multe ori am văzut mesaje comunicate de presă care spuneau așa. Consilierii, grupul consilierul județean PNL nu va vota proiectul X. Acum, să nu vă supărați pe mine, dar procedura a nu vota un proiect nu există. Procedura, dacă te-ai dus la ședință, votezi pentru, votezi contra sau te abții. No, eu mă deprotez, pentru că nu avem prea multe pârghii. Ați văzut, am încercat să discutăm. M-am săturat, par așa, ca o victimă din aia plouată, tot timpul să ne plângem. Că noi nu poți, prea multe, nu putem face. Și atunci, ridicăm de câte ori putem, un semn de întrebare asupra unor proiecte, în presă, dacă se poate, sau pe alte căi de genul ăsta, și ulterior facem un soi de protest pentru a da, poate să ridicăm un pic de întrebare și poate să uite unii mai atenți la ce se întâmplă cu Consiliul Județean. Domnul Stavarache, domnul Crețu, acum vreo 2 ani, nu mai țin minte când, știți cum, cu UPU, când spune că eu am un fix cu UPU. Foarte bine. S-a publicat un proiect de hotărâre, țineți minte, în care apăreau 11 milioane de lei cheltuieli neeligibile. Am scris atunci, a fost, cred că, unul din puținele proiecte retrase de domnul Asafte. Cred că i s-a părut și lui Arsene, mă scuzați. Da. Cred că și lui i s-a părut că a sărit calul ăla care a făcut hârtiile. Da. Și după aceea a dispărut proiectul cu totul. Chiar nu s-a sesizat nimeni să facă măcar o plângere penală. Așa să vedem și noi. E vreo nuanță penală acolo? Nu știu dacă ar credea în atributul nostru al Consiliului Județean să facem plângere. Da, să vă pună pe dumneavoastră la colț. E în atributul altora?
Încercăm în permanență să ieșim în public și să expunem ceea ce se întâmplă în interiorul Consiliului Județean Neamț. Și de foarte multe ori încercăm să dăm voturi. Și chiar am dat pentru sănătate și pentru educație, am dat voturi pentru sau favorabile în permanență. De foarte multe ori evităm să votăm abținere la foarte multe proiecte pentru că nu ne dorim să fim partidul abținerilor sau cel puțin mie unuia nu-mi place chiar dacă abținere înseamnă tot un vot nefavorabil la urmă unui. Deci noi că votăm abținere în modul prin care arătăm că lucrurile nu sunt clare, nu e în regulă ce se întâmplă. Deci asta e. Când nu e clar, chiar dacă votăm împotrivă, înseamnă că actorul chiar nu a... Uitați, în 2019, în septembrie, Consiliul Județean a anunțat două contracte semnate importante în sistemul de sănătate din Neamț. 1. Unitatea de primire urgențe. 2. Secția de oncologie. Astăzi, unitatea de primire urgențe nu mai are proiectul, s-a retras, iar oncologia s-a oprit lucrările. Suntem în țara lui Papură Vodă? Ce se întâmplă? Spunea atunci pe pagina de socializare a lui domnul Giovanni Arsene că va fi suportată din la județ 400.000 de lei, restul va fi prin proiect și în urma lucrărilor la OPU vor fi asigurate circuite distincte pentru pacienți însoțite, bla 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 bla, și va fi una din cele mai moderne. Eu sunt nebun? Nu, dar era campanie electorală, aveau alte. Secții de primire urgențe am văzut foarte moderne la Oradea. Dar mergeți în Bistrița, mergeți în... și în Suceava mergeți. Însă să nu uităm, noi începem de foarte multe ori proiecte sau vorbim despre anumite proiecte și nu reușim nici în 10 ani să le ducem la capăt. Este cazul, de exemplu, la Spitalul de Psihiatrie Roman, Sfântul Nicolae din Roman, unde avem un proiect de reabilitare și modernizare exterioară și anveropare, dacă nu mă înșel, schimbare, acoperiș și așa mai departe. Acest proiect a venit pentru prima dată în mapa Consiliului Județean undeva în 2017. Acum, în 2023, suntem, cheltuielile neeligibile în cadrul acestui proiect au mai crescut. Trebuie să am aprobat, ca urmare a creșterii materialului, prețului la materiale de construcție, am aprobat o rectificare bugetară în cadrul acestui proiect și acolo am rămas foarte surprins să văd că, din acest moment, dacă nu vor exista contestații și va fi urcată pe SICAP acest proiect, constructorul mai are un termen de 3 ani de zile. Suntem în 2023, pus un termen de 3 ani, 2027, proiectul a început în 2017, a fost pus în septembrie 2017 pentru prima dată în mapa Consiliului Județean. Deci este absolut incredibil să remodernizezi un spital care doar, deja este făcut, doar să-i schimbi fațada, să-i schimbi un acoperiș, să-i schimbi trupărâia, termoplanul și așa mai departe. Mi se pare absolut incredibil că trăim într-o țară în 2023 în care lucrurile se întâmplă, ceea ce spui astăzi, se vor întâmpla peste 10 ani. Și, ba mai mult, vedem că ajung să cadă proiecte cum sunt acestea de la OPU despre care discutăm astăzi sau proiectul și așa mai departe. Și dați-mi voie să fiu foarte pesimist și cu spitalul acest spital nou, în care probabil vom obține o finanțare mai devreme sau mai târziu, depinde totul de puterea politică a celor care conduc arcul guvernamental de la CJ în acest moment, însă dați-mi voie să nu mai cred că acesta va fi construit cu actuale fonduri din actualul exercițiu PNRR. Sau poate vom ieși în acest termen, nu ne vom încadra în acest termen, însă cu o prelungire de contract, probabil vom reuși să facem, dar într-un timp foarte, foarte, foarte îndelungat. Ceea ce nu ar fi cazul. Domnul consilier, în momentul când au semnat aceste două contracte, mesagerul de Neamț, după ce a spus, domnule, e bine că se semnează contracte, a spus așa. Cele două proiecte anunțate sunt mai mult decât binevenite. Există doar o lipsă de comunicare despre modul în care ele vor fi integrate în cadrul proiectului privind nou spital din Piatra Neamț. Asta o spuneam în 2019. Pentru a explica cum este depășit riscul unor suprapuneri de proiecte, să înțelege. Da, paranteză, nu era vorba despre actuală opoziție. Nu conta, că tot se vorbea era despre un spital nou. 3, da, 4, cu spital. Iar în privința modernizării oncologiei nu este foarte clar dacă va fi modernizată clădirea și după aceea va fi tot secție de oncologie sau nu. Dom'le, atunci trebuia o dezbatere.
ce facem cu spitalul. Nu, țin minte, în ianuarie sau nu mai știu când, s-a venit cu o machetă într-una din ședințe și zice, votați că uite-ți bani pentru un spital cu 14 etaje, heliport și nu știu ce. Și toată lumea se uita la macheta aia la televizor, acolo, televizoarele alea din mijloc. Ai, da, ce frumos, da, ce frumos, da, frumos. Păi, macheta era ieftină da, în comparație da, cu suma. Da, și... Da, știu, aveți dreptate, spuneți. Eu nici atunci n-am crezut. Știți că noi am fost tot timpul contra fantagurilor ce face domnul Arseniu, că a venit prima oară, știți, și la varianta asta acum, cu 650 milioane, 450 milioane. Eu cred că aveau banii de cheltuit, 22 de milioane, strict. Apropo, s-au cheltuit? Nu, eu asta am și spus, o să întreb, am vrut să întreb și a fost debatura asta acum, s-a fermentat apele. Am vrut să întreb, câți bani mai sunt? Mai sunt bani din cei 22 de milioane destinați pentru așa ceva, ce înseamnă? Oricum, domnul președinte, l-am întrebat odată și eu și mi-a spus că ea nu sunt banii județului. Da. Deci, da. Nu mai pun astea. Nu, da, nu sunt banii județului. Bine, dar atunci ai cui sunt? Dar doamna Dăncilă era. Ai doamna Dăncilă. O lua din coșul de cheltuieli zilnice, doamna Dăncilă, și-o dat 22 de milioane. Am vrut să întreb de fapt asta, a fost debatura asta acum și n-am mai... Bun. Întrebare. Scuzați-mă. Deci i-am explicat la momentul respectiv, lăsați acolo bănuții, haideți să strângem niște bani, haideți să strângem această datorie cu un grad ridicat de 30%, să încercăm să o micșorăm, haideți să punem niște bănuți deoparte și să prindem în celălalt exercițiu financiar, să nu mai mergem cu titlul proiectului printr-un PNRR, să mergem doar cu titlul, ci să mergem cu un studiu de fezabilitate matur, astfel încât să facem un proiect de spital pentru următorul exercițiu PNRR, care va începe în 2027-2033. Și abia atunci să fim suficient de pregătiți, să nu mai mergem din nou doar cu titlul proiectului, că nu vrem spital în loc de un studiu de fezabilitate absolut matur. De acolo a și plecat domnul Arsene și mers, da, domnule, dar nu sunt bani noștri, nu mai puneți întrebări despre acei bani, că oricum acei bani sunt lăsați de doamna Dăncilă într-un cont și nu pot fi cheltuiți de către pe aceste... Păi da, sunați-o pe doamna Dăncilă, vă rog frumos. Puțin, banii doamnei Dăncilă nu sunt banii noștri, nițenilor, românilor, chiar am și l-am luat ironic cumva și am spus, le-a trimis Putin sau i-a trimis Victor Orban de la Budapesta, ai cui sunt acei bani, nu sunt tot ai noștri. Și dânsul, bineînțeles, că a deviat din nou discuția și a dus-o în sensul în care și-a dus. Bun, vreau să vă întreb așa. Dumneavoastră, când luați, când cereți o informație din Consiliul Județean, cum o primiți? Ca să fiu, eu acum mă uit pe, eu mă uit pe obligațiile și drepturile consilierilor județeni. Să vă răspund. Deci dacă mergem, eu am propus un proiect și a și trecut în unanimitate, președintele mi-a atras atenția că a trecut în unanimitate, dați-mi voie să vă explic cum funcționează lucrurile. Te duci la un funcționar public și spui, eu vreau asta, 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 îi arăți, hâtii. Și se uită așa la tine de jos, de pe o poziție șezândă prelungată de stat pe scaun, se uită așa la tine și îi vezi în privire, așa cum îl citești în privire ceea ce vrea să spună, că el este acolo de 10 ani, și a venit un ales care are un mandat sau poate are, în cel mai bun caz, două mandate, va dispărea, ori va face, ori nu va face, ori va încăța DNA-ul, ori nu va încăța, ori dacă nu, oricum va dispărea, ori cu bani, ori fără bani. Dar el va mai prinde încă 10 ani pe acel scaun și se uită așa la tine, ori a venit și ăsta aici. Deci, articolul 218, articolul 218 din legea administrației, da? Accesul la informații. Deci, statuează dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public și acest drept nu poate fi îngrădit. Autoritățile administrației publice, centrale și locale, instituțiile, serviciile publice, precum și persoanele juridice de drept privat, sunt obligate să asigure informarea corectă a aleșilor locali potrivit competențelor ce le revin asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes local. Păi, să nu vă supărați. Dacă doamna Sorocescu sau doamna Conăchescu sau doamna Vasilescu sau doamna nu știu care, Monescu sau Monadescu, vă spune, domne, nu, fă-mi cerere scrisă și îți răspund în 10 zile, păi nu vă supărați, faceți plângere. Să știți că eu faceți plângere. Am o neclaritate și am trimis mail cu o cerere, cu o adresă în care am cerut anumite specificații în permanență, am primit-o. Acum, sensul sau modul de a explica
a diferit de la un departament la altul, pentru că am avut o dată, o singură dată de altfel s-a întâmplat, în care m-a sunat un director de la un anumit, din un anumit departament și mi-a spus: cum, domnule Crețu, știi tu mai bine ca mine că ce se întâmplă, că tot atâtea lămuriri. Dar eu n-am zis că știu, eu vreau să aflu. Domnule, dar pe un ton extraordinar de agresiv și am spus: domnule, dacă dumneavoastră doriți să mai discutați cu mine la telefon, vă schimbați tonalitatea vocii. E timbru vocii. Dacă nu, închid telefonul și nu mai avem ce discuta. Și îmi trimiteți în scris ceea ce doresc. Și bineînțeles că la sfârșit, peste jumătate de oră, m-a sunat din nou cu un alt timbru vocal și am mai stat de vorbă, dar pentru mine acea persoană deja mi-a spus totul, îmi spune totul. Deci, cum obțineți informațiile? Pentru că doamna Apostol, colega noastră de Consiliu, spune așa: domnule, eu am cerut și mi s-a spus să fac cerere de informații. Da, asta nu e în regulă, corect. Nu există această chestiune la consilierii județeni. Consilierii județeni au dreptul, ei sunt cei care au dreptul să ceară. Și funcționarul trebuie să pună la dispoziție. A, că avem regulamente, nu știu de care, care... Dom'le, stați un pic, păi hai să ne uităm pe regulamentele alea, poate trebuie schimbate. Tot majoritatea schimbă, să știți, regulamentele, asta e problema. Regulamentul de funcționare în Consiliul Județean este votat. Dar, într-adevăr, nu poate să treacă peste ce înseamnă... Păi asta este legea. Lege, da. Doar că modul în care se face ședința, modul... Deci, asta se stabilește pe regulament și este votat în plen. Noi oricum suntem în... Deci, știți cum, majoritatea are totul. Eu văd că există un fel de fatalism. Păi, da, e un fel de fatalism. Fatalismul ăsta există în consiliile locale de pe vremuri. De aceea este bătaia aia, hai să ne asigurăm majoritatea. Corect. Îi dăm lui ăla un post, lui ăla un post, lui ăla un post, ne asigurăm majoritatea. Dom'le, haideți să schimbăm ceva acolo. Haideți să facem modalități de protest civilizat, dar ferm, asupra acestor chestiuni de lucru. Nu știu, dar trebuie găsite. Bun, ați găsit cu gălețile. Bun, haideți să aducem gălețile în sala de consiliu. Să nu ne bălăcărim în consiliu, dar să găsim modalități de a protesta, să-i doară. Ce-i doare pe cei care sunt acolo? Când li se ating privilegiile? Haideți să le amintim despre privilegiile astea până când lumea să se satură de ei. A schimba aceste mentalități, oamenii trebuie să iasă la vot în proporție mai mare decât 37% cât au fost la ultimele legislative. Domnul Creț, omul nu iasă la vot pentru că el spune că toți sunt la fel. Sau cu 92%. Da. Atât vreme cât nu vor schimba mentalități, noi, cei aflați în opoziție sau noi, cei mici, nu reușim să schimbăm mentalități astfel încât să ducem oamenii la vot. Indiferent, cum a spus și colegul meu, Viorel Cosma, votezi pe cine dorești, dar doar trebuie să mergi la vot. Sau, pentru a schimba mentalități, trebuie să ne înscriem în partide. Că o fi PSD, că o fi PNL, că o fi USR. Trebuie să ne înscriem în acele partide și să încercăm să schimbăm din interiorul acelor partide, să schimbăm mentalități astfel încât lucrurile să funcționeze. Și să copiem modelul nordic sau occidental, dau un exemplu. Care în acest moment este un moment foarte bun. Dar însă, ceea ce spuneți dumneavoastră apropo de majoritate și cu... cadourile aceste sinecuri care se fac celor din jurul nostru pentru a obține această majoritate, aceste cadouri și aceste sinecuri duc la un anumit moment la majoritate, iar majoritatea, votul majorității este esența democrației. Acest lucru mi l-a spus unul la serie și chiar a avut mare dreptate. Mi l-a spus ironic, dar asta este adevărul. Acesta este adevărul. Bun. Esența democrației este votul majorității. Noi atâta vreme cât nu încercăm să schimbăm mentalități astfel încât să se schimbe și să se mute votul, nu vom reuși niciodată nimic. Înseamnă că legea pentru e proastă. Pentru asta trebuie să investim în educație și în sănătate. Pentru a avea o comunitate educată și pentru a avea o comunitate sănătoasă. Astfel încât să schimbăm mentalități. Pentru că dacă stăm și ne uităm în Parlamentul României, aceasta, deci numărul de parlamentari de la fiecare partid este fix oglinda societății românești. Noi suntem cei care îi trimitem acolo. Domnul noi menționii suntem cei care am trimis acolo 20. Atenție, domnul Masate a ieșit vicepreședinte sau a ieșit președinte la cu vot secret cu 24 de voturi, în condițiile în care domnul Chitic nu exista în sală, era bolnav și în condițiile în care încă o persoană din coaliția majoritară nu l-a votat pe domnul Masate, da? Și totuși dânsul a ieșit cu 24 de voturi. Deci, atâta vreme cât nu schimbi mentalități, nu poți. Nu dau mai voturile. Sunt ironic. Da, eu trăim într-o paradigmă, domnul Bănescu, într-adevăr. Parțial, cel puțin de mare parte, cel ce e la Laurențiu e corect.
oamenii nu mai au încredere în politicieni. Pentru că tot li s-a promis, tot li s-a povestit cum o să fie bine și ca să nu fie rău, știți vorbele astea. Dar cumva mecanismul ăsta prinde doar până în alegeri. În alegeri, înainte de alegeri, toată lumea uită ce se întâmplă în ăștia 4 ani. Uite că au fost 7 propuneri de spital, uite că au căzut podul la Luzca, uite că s-a făcut podul la Lescani, s-au cheltuit bani, uite că am dat 130.000 de lei pe un proiect care nu se mai face și pierdem și banii, uite că voim în 300 de bani s-a pierdut, toate astea se uită. Nu înțeleg cum, dar așa se întâmplă de fiecare dată. Nu zic că noi suntem mai buni, sau, dar totuși parcă din comparație da. Se poate diferi. Eu vă întreb așa, n-ar fi mult mai simplu ca atunci când se existe o lege, să fie lege, să fie, nu știu, cutumănu. Dom'le, ai ajuns consilier județean de pe poziția de, nu știu... Ajuns de pe listă. Nu, de pe listă, dar eu vorbesc ca direct, mese... Director nu știu unde. Ești director nu știu unde. Ok, ești director nu știu unde. Dar dacă tu ajungi consilier județean și cu 3 zile înainte de ședința de majoritate ești numit director adjunct nu știu unde, director la plante, director la animale, director la DGASPC, director la nu știu unde, băi tată, stai un pic, că asta deja este o chestie premeditată, aducea formare de grup organizat pentru obținerea de foloase și nici nu personale să, nici nu ai putea să-ți dai demisia pentru că a doua zi să încerci să schimbi o majoritate în un consiliu local pentru a păi nu vota un vicepremar și a doua păi zi să atunci, asta nu pute, nu vă supărați. Da, pute, păi dar și legal ca să folosesc consiliu. Cum adică să fie legal? Păi acesta este rolul dumneavoastră al presei pentru a reuși să duceți rolul... această informație în tuturor, noi am dus încât fiecare să digere și să bun. Discernă ceea ce se întâmplă. Nu, există un hiatus undeva. Există un hiatus. Noi am scris, toată presa a scris. Nu se informează. Dar nu, dar pe lângă oamenii care nu se informează... Se informează prea puțin. Sunt niște oameni care sunt obligați să se sesizeze. Pe lângă ăia care nu se informează, sunt oameni obligați să se sesizeze. Dacă nu din presă, din pozițiile partidelor dezavantajate de acest lucru. Și nu vă supărați, dar eu chestia asta, știți, noi nu facem plângeri penale, pentru că dacă facem plângeri penale, facem rău. Facem rău cui? Județului pentru care suntem acolo? Sau facem rău unor micimani care s-au dus acolo ca să-și asigure viitorul lor și al familiilor lor. Cred că asta este o temă de discutat. Și într-adevăr, sună bine, democrația e pe voturi cine face majoritatea, sună democratic, ca să zic așa, și pragmatic. Dar mie nu-mi place. Nu-mi place pentru că o majoritate este majoritate când este adevărată, nu este când este una mincinoasă. Că dacă îmi spune mie cineva că Pro-România la județ este un partid foarte iubit sau PPUSL sau cum se mai cheamă sau care o mai fi pe acolo, majoritatea este aia în care am cele mai multe voturi la un partid, nu-mi iau eu toate aripile astea și toate balanele. Și pomezul mare. Da, dar asta trebuie să întâmple peste tot. Nu numai la Consiliul Județean. Cu primar, nu voi da nume. Că avem și la Piatra Neamț majorități. Am discutat cu primar din mediul rural și i-am propus o anumită soluție. Și l-am întrebat, dumneata, câți ai? Este chiar roșu. Și i-am spus, dacă ceva mai vorbesc eu cu colegii mei de la județ, cu PNL-ul, ca să asigur votul, vedeți că este un proiect totuși pentru mine de comunității și aș putea să vorbesc. Da. Nu, dar mie nu trebuie să vorbesc cu nimeni, nu, că eu mă înțeleg foarte bine și cu ei. Eu dezbat cu ei acest proiect înaintea ședinței, vorbim, discutăm, îi las să ajungă și chiar să-mi ofere soluții mai bune decât ceea ce le bun, asta noastră. Înseamnă că e un și primar deștept. Fără nicio problemă, funcționeze. Așa ar trebui să funcționeze. Păi noi la CJ niciodată nimic. Vreți să vă arăt telefonul meu pe WhatsApp în 2 ani de zile că nu a spus unul nimic?
Nu a spus nici măcar o abținere, nu că nimic. Abținere la un anumit proiect pe Comisia de Buget Finanțe. În schimb, suntem specialiști, nu noi, în general, să creăm probleme. Deci astăzi, ieri a început scandalul pe creșe la Piatra Neamț, astăzi se folosește pârghii legale, ne ducem în audiență la domn prefect, că așa. Dar uite, toată lumea un lucru. Ne, învățământul la creșă nu este obligatoriu. Nu este obligatoriu. Nu știu câte creșe s-au făcut în Piatra Neamț și în acest moment totuși știu că au în implementare. Deci sunt două creșe noi și două sunt în modernizare. Adică și tu te duci și folosești chestia asta politic. În condițiile în care tu ești implicat în respectiva poveste, vorbesc de partid aici, ești implicat în portiva poveste, omul la creșe, care răspunde de creșe, este pus de PSD. Și vii acum și plângi. Este noaptea minții și eu m-am săturat. Eu m-am săturat de acum și nu mă mai uit nici stânga PNL, dreapta PNL, nici stânga PSD, nu că nu mai știu, acum România e așa un fel de compot. Știți bancul ăla cu fata și cu mama și cu fructele. Am bani, lăsăm haina politică de partid. Eu am mai pus și în ședință de dată și spun. Eu înainte de toate sunt cetățean al României și au orașul și a județului Neamț. Da? Adică avem nevoie toți de toate chestii care putem face, adică de ospital, eu de o stradă, asta vreau să spun, m-am cam săturat. De o reeducație. Deci, nu este pentru mine, adică chiar vreau să întâmple lucrurile astea după 30 de ani. Adică eu nu mai am timp să mai aștept să mai trec încă 10 ani să facem chestiile astea. Da. Mai rău este că în următorii 10 ani, părerea mea proprie și foarte pesimistă, nu se va schimba mai nimic, pentru că nu văd un alt val de emoție. Vai de mine, vai de mine, vai de mine, domnul Crețu, dar cine s-a așteptat la un val de emoție ca după colectiv? Cine s-a așteptat? Noi n-am avut val de emoție după spitalul, n-am avut nimic. Că aveam un director pus din fost primar ca să îi se dea o sinecură, asta este marea problemă. Asta este marea problemă. M-am pus și cu podul la Luzca. Și acolo a fost o tragedie. Care podul? Care podul? Care costă care pod? Să curățăm decât care să pod? Reparăm. Ăla n-a fost niciodată un pod acolo. Ăla n-a căzut. Podul ăla n-a căzut. El este în reabilitare. M-am înțeles. Continuă. Reabilitare continuă. Asta a fost o probă. Pentru constructori și pentru o probă pentru noi să vedem cum se poate construi ceva prost ca să-l facem mai bun data viitoare cu bani de la doamna Dăncilă sau de la domnul Ciolacu sau de la domnul Ciucă. Când ne-am chinuit să facem un proiect amăr. Foarte multe mine referitor la acest că atunci când a căzut s-a găsit în proiectarea din anii 70 și în construcția acelui pod o anumită hibă făcută din partea constructorilor din acea vreme. Și s-a... După situație, la Piatra Neamț era o tehnică japoneză. Acolo era o hibă, știți? În funcție de cum le convine, fiecare găsește tot ce de bun, arminte. Deci concluzia este că ar trebui să mai lăsăm vorba noastră, haina politică, și să vedem care sunt nevoile județului, pentru că deja nu se mai poate. Iar ce se întâmplă la spital în momentul ăsta, cu două proiecte de construcții începute și blocate, trei dacă punem și pediatria, deci oncologie, ambulatoriu, pediatrie, cu două proiecte renunțate, UPU și Fluide, al treilea de care ați amintit cu blocul acela, sau nu mai știu, nu se mai poate. Pleacă doctorii din spital, ne-am lăudat că vin doctorii, sau pleacă, se duc la Buhuș. Da, mai bine la Buhuș. Se duc la Buhuș, se duc în alte părți. De ce? Pentru că lumea vede. Nu se mai poate. Trebuie să facem ceva. Să faceți ceva, pentru că reprezentați niște partide. Noi facem chiar cât putem, scriem și vorbim. Știți că și noi chiar încercăm, dar ne nu avem în măsura în care reușim să facem. Pentru că eu, de la o ședință la alta, trece o lună de zile. Și eu acum, la diverse ultima întrebare care am pus-o, domnule, cu semnarea noului spital, ce se mai aude? Că mai trecut o lună, tot le reamintesc. Săptămâna viitoare mergem la Vaslui și poate semnăm. Poate da sau poate nu, adică de aia e poate acolo pus ca și...
Eu la momentul respectiv n-am știut, dar Vaslui și Bacău semnase deja pentru pe proiectele de... Ce au ei acolo, da. Modernizare, 300 și ceva, 80 milioane la Bacău și la Vaslui nu știu dacă dau. Mă, ce căutăm la Vaslui semnăm? Că eu nu prea înțeleg. Și o să mai treacă iarăși una. Deja încep să fiu și eu neîncrezător în proiectul ăsta. Nu știu. Cred că, nu cred că nici ei nu-și doresc să pierdă proiectul, dar pe de altă parte, dacă nu ai puțin să... Da, ne oprim aici că a trecut o oră. Eu vă mulțumesc că ați venit în doi la emisiune și că putem discuta. Aștept să facem o emisiune și cu, cum să zic, și cu partea cealaltă din arcul guvernamental. Da, cu 10 ani de voie să vorbim mai mult. Cred că vă dă voie. Așa, și eu revin și spun așa, s-a ajuns într-un punct din care e greu să mai accepți doar comunicate, doar zgândăreli, băgat părul, bățul prin gard, și am trebui fapte. Faptele pot fi de două feluri, dar nici într-un caz nu mai pot fi de, ala, știți, eu particip la joc, adică sunt în joc, dar nu dau cu piciorul în minge că nu sunt trecut pe foaie. Domnule Bănescu, ca să se întâmple fapte, ai nevoie de un lider foarte puternic la nivelul conducerii județului Neamț, în primul rând. În al doilea rând, atâta vreme... Sau de un grup de lideri. Atâta vreme că tu ești președinte de Consiliul Județean Neamț, ar trebui să te legi cu mâinile și cu picioarele de gardul Parlamentului, astfel încât, sau al Ministerului Sănătății, până ce Rafirați va semna contractul de finanțare. 1. 2. L-am așteptat până acum 3 luni de zile, l-am așteptat pe domnul Rafira să vină. La fel am avut și eu informații că probabil în jurul datei de 1-4 iulie va veni în Piatra Neamț și va semna contractul de finanțare. Iată că acum mi se spune că probabil vom merge noi la Vaslui să... Păi nu ne mai trăim cu domnul Rafira, sau care este problema? Da, sunt de acord pe chestia cu gardă. Dar în același timp, noi ne preocupăm de niște proiectele din astea mici, să plătim, nu știu, 12.000 de euro pe un proiect de beci la Trifești, să plătim pe un gard de 450 de euro metru liniar și așa mai departe. Pentru că treaba noastră, am observat-o în ultimul timp sau în ultimul an a Consiliului Județean, este că atunci când se pun pe masă 30 de proiecte, tu să cauți să vezi acolo unde se produce... Da, unde este dereglarea, ca să nu spun hoția sau fățărnicia sau altceva. Nu, hoția. Să cauți acele proiecte în care parcă se mai ciupește ceva. În loc să vii cu proiecte efectiv în care să crești, să vii cu proiecte constructive. Perfectibile, adică să ne dăm fiecare o părere. Sunt de acord cu ce a spus cu gardul și cu domnul Arsene să lege la Parlament. Am un singur amendament la chestia asta. Vreau să vă spun că există garduri și în Piatra Neamț. Există garduri și în Piatra Neamț. Adică judecăm de sus în jos sau de jos în sus, dar trebuie să judecăm toate la fel. Deci, eu îl trimit pe domnul Saftei să se lege de gardul Parlamentului până când nu se rezolvă, dar haideți să-l forțăm pe domnul Saftei să se ducă să lege de gardul Parlamentului folosind gardurile din Piatra Neamț. Sau din Neamț. Că altfel, domnia sa... ca un, cum se spun, om obișnuit să primească în gazdă, ca un hangiu din acela din vremuri vechi, răzășești, nu se va simți obligat să se ducă să lege de gard dacă nu are o presiune de aici. Sau poate spune că lasă, că poate vine gardul la mine. Eu nu cred că domnul Saftei poate să ia decizii de unul singur, dar e părerea exact. Dar poate, poate. Poate. Poate la un moment dat se revoltă și poate. Poate își schimbă numerele de telefon și nu mai are probleme. Cum a fost vreodată mai devreme, în această mare alianță electorală care guvernează județul Neamț, sunt 5 partide. Deci nu face parte din partidul cel mai mare. Nu cred că face cum... Da. Mulțumesc frumos, o zi frumoasă, numai bine, cele bune.